afară, sezonul călduros, adică acea perioadă anului în care majoritatea folosim o trotinetă, o bicicletă sau orice alt mijloc de transport care necesită o cască de protecție. Detestată de unii, dar apreciată de alții, printre care și de mine, mai ales că are rolul de a proteja cea mai importantă în cutia craniană. De asemenea, o cască frumoasă poate fi integrată foarte ușor și la o ținută mișto și cu un pic noroc poate nimerim o cască care este foarte bine ventilată. Nu mai stau să vă povestesc, hai să vedem ce cască mi-am comandat și revin apoi cu detalii despre ea. Abia așteptam frumusețea asta. Trei motive pentru care am cumpărat acest bulgăre de zăpadă pe timp de vară. În primul rând, uitați cât de frumoasă e casca asta. Ce detalii de calitate are și aici în spate. Pe interior, aici ceva moale pentru bărbie. În al doilea rând, este cea mai accesibilă cască inteligentă care există pe piață și anume, avem acest LED în spate cu trei moduri de a lumina, casca ajustabilă pentru dimensiunile fiecărui cap. De asemenea, ce mai are interesant, acest mini burete care este detașabil. Pe timp de vară, capul tău va fi foarte transpiracios, așadar asta o să miroasă după câteva zile de folosire, așadar foarte tare că poți să o dai jos și să o speli. Și în al treilea rând am luat-o ca să îmi protejeze capul atunci când merg cu bicicleta sau cu trotineta, să nu dau capul de asfalt și să mă lovesc, pentru că mai am de făcut totuși clipuri pe YouTube. Am prins-o undeva la 180 de lei și cred că este de un preț destul de bun pentru ce știe să facă până acum această cască. Din câte am citit, are 2 săptămâni de viață acest LED. Depinde acum în ce condiții de utilizare, se încarcă cu acest cablu magnetic care funcționează pe principiul încărcătoarelor de la smartwatch-uri. Am vorbit destul, hai să vedem cum vine în cap. M-am plimbat vreo 20 de minute, cred, la o temperatură de vreo 25 de grade și casca s-a comportat destul de bine până acum, n-am transpirat niciun pic. Este și foarte confortabilă, care până în 500 de grame. Are și buretele astea aici, care îmi face bine când o țin închisă. Și extra, LED-ul ăsta cred că e destul de vizibil în orice condiție. Mie îmi place foarte mult casca asta, pe mine mă v-am convins, sper că și pe voi, dacă nu cu casca asta, măcar cu oricare altă cască, rolul ei fiind de a vă proteja capul. Și asta pare că își face foarte bine treaba. Eu am plecat, am fost Victor, ne vedem data viitoare!